Sunt foarte onorată că în primul meu an de studii institutul să împlinească 90 de ani și îmi doresc ca cât mai mulți tineri să aleagă unul dintre programele de studii și să fie studenți aici. E un loc în care te simți special. Sunt foarte bucuros că mă aflu în acest timp aici, când se împlinesc 90 de ani de la înființarea institutului. E o bucurie pentru mine să știu că pe aici au trecut mulți oameni de valoare care au ajuns astăzi niște stâlpi și care au fost niște stâlpi ai credinței noastre și e un lucru deosebit pe care vreau să-l prețuiesc și să mă bucur de el din plin. Consider că această aniversare este foarte importantă pentru institut și este și o mare bucurie pentru mine. Cred că în acești 90 de ani, oamenii au văzut cum Dumnezeu a lucrat în această instituție. Pentru mine, evenimentul acesta oferă o anumită siguranță. În ce mod? 90 de ani, Dumnezeu a condus această lucrare în țara noastră. 90 de ani Dumnezeu a fost alături de noi și a avut grijă să fie formați lucrători în via sa. Dacă Dumnezeu a fost cu noi până acum, Dumnezeu a fost cu noi de la începutul istoriei, Dumnezeu va fi cu noi și mai departe. Chiar dacă de multe ori sunt probleme și suntem atenționați sau ni se spune, vezi că s-ar putea după ce termin să nu poți să profesezi ca pastor, pentru că s-ar putea să nu fie locuri. Atâta timp cât Dumnezeu a condus până acum lucrarea, Dumnezeu o va conduce și mai departe și sigur fiecare dintre noi, cei care suntem aici, avem un loc în lucrarea sa. Poate că vor mai fi mai puțin de 90 de ani până când ne vom întâlni cu El. Cred că cu toții care suntem aici credem lucrul acesta. Dar că Dumnezeu a fost cu noi până aici este un lucru foarte important. O certitudine care ne arată că El va fi cu noi și de acum încolo. Evenimentul de anul acesta, mie personal, îmi oferă o certitudine că la fel cum Dumnezeu și-a condus lucrarea timp de 90 de ani până acum în România prin această instituție, formând pastori, formând lucrători, misionari pentru lucrarea sa, Dumnezeu va avea grijă și de acum încolo de noi, care astăzi studiem, învățăm aici, va avea grijă și de noi să avem un loc în lucrarea sa. Probabil în timpul comunismului, nu probabil, sigur erau vremuri mult mai grele ca acum. Și totuși această instituție, pe care Dumnezeu cred că o conduce, a reușit să treacă acele timpuri grele și să formeze oameni care să-i învețe pe alții despre modul în care să trăiești în această lume cu Dumnezeu. Este important să ne cunoaștem trecutul, este important să știm cine stă în spatele nostru, să știm că Dumnezeu este Cel care conduce aceste lucruri și, într-un final, ne vom întâlni cu El. Poate că nu vom avea ocazia să sărbătorim 180 de ani a Institutului. Eu mi-aș dori să nu avem ocazia să sărbătorim nici 100 de ani a Institutului, ci Domnul să vină cât mai curând. Dar în ziua când îl vom vedea, cu siguranță vom fi fericiți că El a condus această lucrare și, în sfârșit, putem să fim alături de El.